joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. 800 de euro avem astăzi. Levente din Mediaș poate câștiga banii. Bună dimineața! Neața, Levente! Levente? Na. Alo, alo! Bună dimineața! Neața, ce-ai făcut de rău, auzeai? Ce faci? Putem să spunem Levi? Levente, ne auzi? Ai o problemă cu telefonul. Măi, Levi, măi. Putem să spunem Strauss? Levente, Levente, dacă nu ne auzim, pierzi locul în direct, Levente. Ce facem? Nu mai sună, sună o dată, Marcela, da. Marcela, mai sună o dată. Ce ți-e lumea mai dragă, te trădează telefonul. Vezi cum e viața asta făcută aici. Da, dar nu e de la noi, e de la el, clar. Levente, fă ceva. Întotdeauna e de la ei. Asta. De la celălalt, adică nu vorbim în cazul nostru. Nu e că legătura a fost, era în direct, dar făcea ceva. Dar ai remarcat asta, că de câte ori vorbești cu cineva și nu se aude bine, mereu e de la tine? Adică celălalt spune că e de la tine, tu zici că e de la... Dar mereu are loc această discuție. Păi da, dar în cazul ăsta... Bă, nu asta... te prea aud. Sigur e de la tine. Bă, eu nu cred, eu cred că e de la tine. La mine e... Alo? Levi, ne auzi? Salut! Alo, bună! Neața! Vă aud, sigur. Asta e, bună, important să te auzim și noi pe tine. Auzeam. Nu știu de ce. Nici eu nu vă auzeam la un moment dat. Așa a fost să fie, acum te auzim foarte bine. Uite, caută un loc bun cât să ai semnal și să ne auzim în condiții are, bune, da? Lasă-l că e bine acum. Da, rămâi unde ești, nu mai căuta. Ok, stau pe loc. Fix. Unde ești tu? La servici. Ești în vreo un birou, în vreo hală, în vreo ceva? Nu, am ieșit în aer liber. Am înțeles. Sunt sub cerul liber. Singur, singurel? Singur. Cum e vreme? Soare. Puțin, nu? Și așa, și așa. Și așa, și ce plăcut, lucrezi tu? Plăcut. Le ved. Sunt dispecer la stația de tratare apei, în Mediaș. Bun. Aha. Tare. Mulțumim că ne asculti. Știi concursul? Sigur că da. Ești norocos azi, că ai revenit când se întrerupsese, ai revenit în emisie. Dacă aș ști de când aștept telefonul ăsta. De când? De mult, de ani. De ani. Bravo. În sfârșit, în emisie, eu zic că să lași deoparte emoții, da, orice, 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 uite, îți merge aici și semnal și să ne iei banii astăzi, 800 de euro, bine? Să sperăm. Ai succes, începem. 100 de euro. Mie îmi plac foarte mult oamenii perseverenți și am mai avut și zilele trecute un participant care tot așa de ani de zile se înscria. La el n-a fost cu noroc. Levente, sper în cazul tău să nu fii copleșit de emoții și să faci treabă, să pleci cu un premiu dimineața asta. Pentru sperăm. Prima 100 de euro de astăzi trebuie să ne spui în ce secol a trăit Ion Creangă? 19. 20. Da. 20. Nu, asta e. Eu că ți-a spus Vlad bine că ești norocos. Da, ești norocos. Ai prins ultimele secunde? Nu, tocmai. Tocmai că nu l-ai prins. Da, că ar fi luat în... Asta e. Am fi luat în calcul ultimul răspuns. Păi când a început secolul 20? La anul 1901. Da. Exact. Păi și al de Creangă, copilăria lui era pe la clou. În secolul 19. Ai văzut? Ai văzut? Secolul 19. Dreptate ai avut și tu. Ca să înțelegi de ce ai fost norocos, ai spus secolul 20 după terminarea celor 6 secunde. După ce s-au terminat secundele, te-ai sucit greșit. Bravo. Dar noi validăm conform regulamentului răspunsul tău corect, secolul al 19-lea. Băi, Luca, vii cu întrebări foarte grele. Care, mă? Hai, mă, serios? E greu pe cuvânt în 6 secunde să calculezi toate astea. Cum calculezi tu, Zafia? Cum faci? E greu. Mai calculează trebuie să zine ecuația. Trebuie să te gândești exact când a trăit omul. Levente, știi cum e? Acum ai trecut de două cumpene pe ziua de azi. Teoretic ar trebui să nu mai fie probleme de felul ăsta. Ce facem? Mergem la 200? Mergem. De ce mai bă? 200 de euro. Dacă ai așteptat alți ani, da, e și păcat să te retragi. Măcar să trăiești experiența până la capăt. Așa este. Nu e greu să știi.
Trebuie doar să te concentrezi și chiar noi așteptăm să se termine cronometrul. Asta nu înseamnă că dacă nu-ți validăm, răspunsul nu e corect, da? Regulamentul spune că trebuie să așteptăm să treacă cele 6 secunde în caz că un concurent vrea să schimbe răspunsul. Levi, pentru 200 de euro. Cum îl cheamă pe titanul care a furat de la zei focul spre a-l oferi oamenilor? Prometeu. Răspunsul ăsta știi cum a fost? Ceva de genul, pe bune? Da, Prometeu. Serios? Duc în liceenii ceva? Era în cântec, un vers. Așa, nu știu cum, Prometeu. Așa, nu, mai nu știu cum, Prometeu. Uite că ai făcut 200 de euro. Bravo, maestre. Să fie. Să fie, hai, și mai, la mai mare. Mai ai două. Hai din bretă, înainte. Bravo, continuăm. Bravo. Asta îmi place. Gata, Levente. Luca, mai întrebări? Avem cum. Bine. 400 de euro. Levi, 400 de euro, ușor de câștigat în dimineața asta. Întrebarea are cumva legătură și cu pompoanele mele favorite, de ciocolată, praline, așa zise. Levi, pentru 400 de euro, în ce oraș s-a născut Wolfgang Amadeus Mozart? Salzburg. Cred că întreb din ce oraș s-a născut o Fifi. Asta nu știam. Da, da, de Salzburg ai știut, vezi. Și ai câștigat în Salzburg? Da. 400. Hai, gata. De euro. Ia luat banii. Cum se zice la Salzburg. Ai fost la Salzburg? Nu, n-am fost. Luca, tu ai fost? Nu, am fost eu. Dar vreau să merg în locul ăla, da. N-am ajuns. E ciudat. Știi ce se întâmplă? Și eu ca să vezi cum n-am găsit cazare. Ca să vezi ce ai dormit acolo unde s-a născut. Nu m-am mai pus. Cum e viața asta făcut? Întrebarea asta vine de la unul dintre marii fanii concursului de la Rareș. Rare. Nu, avem mai mulți. Da. Dănuț e principalul furnizor de întrebări. A contribuit și Rareș. Acum asta e una dintre întrebările lui și am adresat-o azi pentru că de ce? Aseară mi-a scotocit fiul meu în dulap și mi-a mâncat din bomboanele Mozart și m-a luat capul. Hai, cum bă, să faci. Am o rezervă permanentă de praline Mozart acasă. Le țin dulap? Pe un să le țin? În dulapul meu de haine. Sub cutia de ciorapi ascuns? Da, gen, ascuns. Sunt ascunse nu pentru cred. Că de ce? Mie îmi place să mănânc una la o săptămână, una la două, trei zile, depinde, știi? Dar nu mănânc zilnic. Băi, incredibil. Și fac un deci stoc de bomboane Mozart deci și le țin acolo pitite. De bomboane ascunse în șifonier? Da, și aseară am avut răscoală în casă că au venit ăștia și cu măsa, că da, de ce dă nouă în unei ei? Și le ascuns, pe zic, voi le mâncați pe toate într-o zi. Da, eu sunt foarte cumpătat la dulciuri, da, da, aparențelor. Să crezi. Mai știi că m-ai trimis după bomboane verzi pe pereți în Ale albastre. Da. M-a trimis Luca, m-am dus în urmă cu ceva timp în weekend la Viena. M-a trimis inclusiv poză cu magazinul. Aici găsești nu știu ce tip de bomboane albastre, nu știu cum. Nu mă feresc că nu facem publicitate, nu se găsesc în România. Băi, dar nu s-au găsit Hofbauer nicăieri. Hofbauer adică sunt favoritele mele. Am umblat în jumătate de Viena după bomboanele Luca, n-am găsit nicăieri, eram epuizat. Băi, nu-ți găsesc bomboanele, nu există. Întrebam lumea, acolo, aia ridicau. Trufanda? Mă scuzați că vă deranjez, știți la ce emisiune suntem? Avem așa, Levi, ia zi, te-ai gândit, tu vrei să mergi la 800? Mergem. Așa. Bravo, Levi. Sunt asta convins că iei banii, sunt convins. Și eu cred. N-ai cum să greșești. 800 de euro. Încercăm. Hai că e simplă rău de tot. Ce baftă ai. Da, aici trebuie doar să spice fisa. Mă, nu te... Nici o fisă, este... Nici evidentă. Măcar, bravo, da. Nu e nicio capcană, e de dreptul. A, da, categoric. Levente. Da. Fii atent. Pentru 800 de euro, o mulțime de bani. Cum îl chema pe generalul cartaginez care a traversat munții cu elefanți în cel de-al doilea război punic împotriva Imperiului Roman? Nu-mi pică. Cu elefanții, de-o trecut alții. Asta. Nu știu. Nu-mi pică. Ți-ai zis că trebuie să spice fisa. Dar nu e fisă, e lapsus. Aia, nu cred așa ceva. Cât a trecut cu elefanții api, Dumnezeule. Ha, ha, nu știu. Ha?
Hannibal. Hannibal, să fie elemente, ce rău îmi pare. Dar știai? Nu am picat numele, da, asta este. Știai. Ce zic că trebuie să pice fisa? Fira să fie Levi, chiar îmi pare rău. Și mie. Da, e, măcar ai aflat că cele mai bune praline Mozart sunt Hofbauer cu ambalaj albastru. Eu zic să facem o excursie în Austria specială, în căutarea bomboanelor de aur. Da. Argonauții, bomboanelor. Levi, ne pare tare rău, dar sperăm că te-ai bucurat de experiența asta pe care ai așteptat-o atâția ani și poate data viitoare va fi și cu bani. Bine, te salutăm, numai bine. Uite, am găsit și fragmentul de care vorbeam mai devreme. Centar, banana, promede. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.